în orașul nou, Sulița, lângă Cernăuți, deci rădăcinile mele sunt acolo, pământul strămoșesc, mai am rude care încă trăiesc. Cu ajutorul Dumnezeu și al prietenilor, în luna octombrie vom ajunge la Cernăuți. Să vă prezint artiștii noștri și încep cu domnul Gabriel Lungu, realizator emisiuni muzicale la Radio Lumina, post de radio al Episcopiei Severino și Strehaiei, de la noi din județul Medelinți. Doamna Carmen Cantonieru, nu cred că are nevoie de prezentare. Colega mea mai tânără, Andreea Treguță. Doamna Ionela Burchel, de la Filiaș, care s-a alăturat grupul nostru. De la Craiova, Delia Andreea Joița, un copil minunat. Te-am confundat cu Alexia, să mă apropii. Alexia Nițulescu, din Drobeta, Domnul Severin. Românii au talent și încă mai avem talente, de acolo încolo, Nicoleta Iancu. Menora Plăștinaru. Nicoleta Iancu este câștigătoarea primei ediției a concursului Etno TV. Zestrea Neamului. Câștigătorul de anul acesta al aceluiași concurs, Alin Gabriel Matei, venit de la Pitești. Ana Maria Pereanu. Adnana Serafim. Și pentru muzică ușoară, acest copil mare, Antonio Eduard Campa. Și subsemnat, dacă nu știți cum mă numesc, Dan Deșliu cel Viu. Pentru că am probleme cu numele. În deschidere invit pe doamna Carmen Cantonieru să ne cânte cu vocea dumneai. Bine ai venit! Bine v-am găsit, vă mulțumesc frumos pentru invitație și vreau să te asigur de prezența mea ori de câte ori va fi nevoie aici alături de dumneavoastră. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
articulare. Amen.